Imagini șocante au fost surprinse în zona falezii lacului Techirgiolo. O fetiță cel mai probabil lăsată nesupravegheată a rămas pur și simplu blocată în amol până la genunchi fără să se mai poată mișca. În zona nu este amenajată o plajă. Este o porțiune de lac ce a secat în timp, însă sunt și ochiuri de apă amestecată cu nămol. Într-o astfel de porțiune a ajuns copila. O femeie se apropie de ea și cu greu reușește să o scoate după mai multe încercări, însă la rândul ei rămâne blocată în amol și are nevoie și ea de cineva care să o ajute să iasă. Imposibil să lăsați copiii de să se nece în lac? Uitați-vă la ei cum au ajuns! Mame, halal, mame! În cele din urmă își face apariția și mama copilei, care în loc să fie preocupată de starea ei și de faptul că o clipă de neglijență din partea ei ar fi putut duce la o tragedie, pare să fie mai degrabă deranjată de faptul că este filmată.